Vreau să vă arăt și vouă acest site, sticărie.ro. Este un site care face sticăre. Sunt multe site-uri care fac sticăre. Acesta face sticăre și personalizate. Dar vreau să vă arăt o altă chestie pe care am văzut-o pe acest site și mie mi-a plăcut. Am să iau un exemplu, am căutat un sticker micuț, evident că este făcut la comandă. Board member level 46, băi micuțu. Nu doar că poți să-ți alegi culoarea, evident, asta găsești pe orice site, cel mai tare este că îți poți alege culoarea mașinii. Să zicem că ai o mașină Green Keys, poți să-ți alegi ce culoare vrei să fie stickerul? Roșu, portocaliu, galben, albastru, alb, negru. Pur și simplu îți alegi culoarea mașinii și poți să vezi cam cum o să arate pe mașina ta o altă culoare, culoarea acestui sticker. Mai tare de atât, au inclusiv geam fără folie. Practic este geamul transparent și poți să-ți alegi tu ce sticker vrei care consideri că o să arate cel mai bine pe geamul tău. Ba mai mult de atât, au pentru lunetă cu folie. Se și văd aceste dungi pentru degivrare și pot să previzualizezi efectiv cum o să arate stickerul la tine pe mașină. Ce? E prima oară când văd așa ceva. Evident că nu este 100%, dar poți să-ți faci foarte bine o idee de cum o să arate un sticker colorat pe mașina ta. Și dacă tot v-am arătat site-ul, să vă arăt și cum se lipește un sticker. Mi-am făcut și eu unul personalizat. Intenționez să-l poziționez în zona asta. Se poate vedea că bara este murdară, îmi afumă un pic, adică s-a adunat în timp fum pe aici. Prima dată am să spăl cu detergent de geamuri. Din câte văd, se duce, s-a dus chiar bine de tot. Dacă vreți să fiți siguri că suprafața este foarte bine curățată și degresată, puteți folosi opțional și alcool izopropilic. Eu am să folosesc un pic și de alcool izopropilic. Neapărat să folosiți o cârpă care nu lasă scame. În momentul în care lasă scame, s-ar putea să aveți probleme când lipiți. Am să dau jos folia de transfer, iar pe folia de transfer trebuie să rămână stickerul. După care am să-l poziționez ceva de genul, cred că aș vrea să fie. Cred că da. Am să-l presez foarte bine. Iar după presare, prindeți de un capăt și trageți. Încet, să nu vă grăbiți. Este un pic cam frig afară, sunt undeva la 5-6 grade și este posibil să nu adere foarte bine în cazul meu. Chiar dacă pare soare aici afară și cald, să știți că nu este cald. Da. De foarte mult timp îmi doresc așa ceva. Pula mea, cum am prins-o. Puh! Bă, ești nebun.